Un echipaj de jandarmerie a intervenit de urgență la un colegiu din municipiul Alba Iulia și a aplanat un conflict izbucnit între doi adolescenți. Unul a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar celălalt riscă să fie cercetat penal. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, marți 16 februarie, în jurul orei 12. Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că un adolescent prezenta urme de lovire la nivelul feței, iar din verificările efectuate a reieșit că acestea fuseseră făcute chiar de un coleg. Victima se pare că a refuzat să-și măsoare forțele printr-o probă de Scandenberg cu un prieten al agresorului, motiv pentru care a fost lovită de mai multe ori cu pumnul în față. Conflictul dintre cei doi a fost observat în scurt timp de un component al personalului administrativ al colegiului, care i-a îndemnat să se potolească și a solicitat ajutor la 112. Pe lângă jandarmi, la fața locului a mai intervenit un echipaj SMURD, care i-a acordat îngrijiri medicale adolescentului rănit. Agresorul în vârstă de 16 ani și-a recunoscut fapta și, existând suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârșirea de către acesta a infracțiunii de lovire sau alte violențe, a fost întocmit un proces verbal de constatare, urmând ca poliția municipiului Alba Iulia să efectueze cercetări în cauză.